Astăzi vă salut din nou și vreau să facem ceva cu eco. Am primit niște rădăcini de mentă cu totul cu tulpină. Și aș vrea să o salvez. De fapt, pentru asta am primit-o, mi-a oferit-o ca să pot să am și eu mentă dintre aceasta. Ceea ce mă bucură. Acest prieten, familie, ca să zic așa, prietenă, ne oferim unii la alții câte ceva plante în fiecare an. Și el, anul acesta, după ce am oferit niște crizanteme, el mi-a trimis niște mentă cu rădăcină. O mentă diferită. Hai să o vedem. Aici este menta, ea a stat în mașină, să văd modul cum mi-a trimis-o, deci cu șervețel cu apă, foarte bine, ok, are rădăcini proaspete, ceea ce e foarte, foarte, foarte bine, excelent. Mirosul e îmbătător. Uite câtă mai frunza. Deci și culoare se bate în mov. Și mirosul îmbătător. Wow, deja mă gândesc la un ceai din astfel de mentă. Să vedem cum o salvăm împreună și cum facem acest lucru. Am să vă țin la curent cu informațiile despre cum progresăm. Și prima dată trebuie să o punem într-un vas mai mic. Am aici o cutie unde am să încerc să o pun. Prima dată m-am gândit la o altă cutie diferită, dar am zis că asta este cea mai potrivită. Ca și hrana, am aici ingredientele mele speciale. Ca și hrană, coji de banane, pliculețe de ceai și câteva coși de semințe și un șervețel. Ia să punem și șervețelul ăsta aici. După aceasta trebuie să adăugăm compost, pământ foarte hrănitor, ca să poată să hrănească niște plante tinere. Pentru început trebuie să verificăm cât de tare e tulpina. Deci aici deja pot să o strivesc cu mâna în coacenul. Deci unde este mai roșu, trebuie să o tăiem. Dacă aș pune această plantă, ea ar putrezi și ar putea afecta. Uite, aici trebuie tăiată. Deci ce e verde, tăiem. Cam așa trebuie să arate ale noastre plante. Da, destul de tare. Astea au fost crescute în grădină. Dacă erau crescute de la magazin, aici nu, uite, să mergem aici. Dacă le cumperi de la magazin, ele sunt crescute la seră și trebuie tăiate de tot. Cei care vor să cumpere de la magazin și să aibă plante pentru grădină, trebuie să taie absolut de tot planta și după care să o pună în pământ și așa va putea să aibă șanse de reușită.
Nu știu dacă ați observat, dar dacă n-ați observat, vă spun eu. Eu tai cât mai aproape de ultima frunză, de ochiul frunzei, ca să spun așa, să nu rămână parte mare care să fie, să afecteze planta, rădăcinile. Da, cele care sunt cumpărate la cutie trebuie tăiat de tot și mutat în pământ mai bun, udat în abundență. Menta e o plantă care are nevoie de umiditate multă. Ce facem acum? Completăm cu compost, cu pământ. Când spun compost, mă refer la pământul gata, pregătit pentru a fi folosit. Nu mă gândesc la mraniță sau la ceva de genul acesta. Deci, pentru mine, compostul este pământul gata, pregătit. Acum, după ce am pus vreo 20 de milimetri, dacă nu mai bine, peste ingredientele pentru mai târziu, încep să pun aceste rădăcini pe care le îngrop de tot. Pentru că ele vor da crenguțe noi. Și atunci cu siguranță trebuie să fie astupate de tot. Puteți pune chiar și crengi. Dar cam în luna iulie, da, iulie-august, crengile când or să fie tari, să nu le strivești așa cu mâna, poți să tai de undeva sau să rupi și să pui doar partea de tulpină acolo și în vas sau știu într-un loc, de unde vei avea șansa să poți să prinzi plante de mentă de care îți dorești. După cum vedeți, aici am lăsat un pic de frunză afară să văd în ce ape se scaldă, să spunem așa. Adunați apă de ploaie, dacă puneți în vase mici să se adune, că e mai hrănitoare decât apa normală. Mă refer normală, când zic normală, am vrut să spun de la robinet. După ce am udat-o din abundență, o lăsăm ca ea să se scurgă, pământul fiind uscat, atunci va ajunge mai greu spre capătul de jos al vasului, să zic așa. Astea fiind spuse, vă doresc bucurii nespuse. Dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund. Vă aștept la următoarea filmare cu o bună întrebare. Nu uitați subscribe, like-uri și comentarii. Toate să vă fie numai de bine. Un picuț. Am uitat să vă spun un lucru important. Ia să ne uităm. Am uitat să vă spun că trebuie să scrieți ce ați pus acolo și data. Și cu asta vă doresc sănătate cât cuprinde.